ser um dia para dizer, deci am spus bagheta se încălzește, sticla ați văzut că a devenit roșie moale, am tras și am obținut șpițul. Procedeul se repetă. Șpițul este acum la spiritușul suplător, unde din nou este încălzit. Acum suplă, modelează și obține prima formă. Este un bloc oval. Bravo! Următoarea formă va fi o spirală. Ia să vedem spirala, fetele. Da. Vedeți că e mai mult de muncă? La a doua? Da. Încălzește din nou acum. Și în timp ce încălzește și răsucește foarte ușor, și în felul acesta obținem spirala. Vedeți pe care câte de muncă? Eu, dar vedeți? Hai să vedem al treilea ce face. Copii, ce anotimp vine? Iarnă! Și apară ninge? Vrem să ningă. Nu. Dacă am avea zăpadă acum afară, ați merge să facem un om de zăpadă? Dar putem face acum un om de zăpadă? Ba da. Ne face spiritușul acum forma unui om de zăpadă, dar bineînțeles el iese din sticlă. Avem omul de zăpadă. Bravo! Priviți cu atenție. Omului de zăpadă i-au crescut urechi. Acum îi crește nasul. Îi cresc și lăbuțe și am transformat omul de zăpadă într-un ursuleț. Stai pe loc, aici ai situație. Dar să fie nenea atent, atunci. Mai vedem încă o formă. Diana! Hai să... Diana! Diana! Nu e să nu sară ce pare acolo. Încă puțină răbdare, da? Nu avansăm, nu avansăm. Atenție acum. Ce avem? Mai tare că n-am auzit. Lebădă. Are și codiță. Și este gata. V-a plăcut până aici? Mergem mai departe? Haideți cu mine. Doar voi, părinții, nu. Auziți părinții. Dumnealor și voi rămâneți. Nici așa nu-i bine. Haideți cu toții atunci.
Andra,